haideți să-l primim cu aplauze puternice pe fratele Monicăi, Petru Burlădeanu! Petru, familie, familie! Ce ziceai, mă? Că nu vrea nimeni? Seara, bună seara, bună seara! Asta să mă rostuiască, mă rostuiești tu? Nu cred așa ceva. Întotdeauna cu plăcere. Nu cred. Bună seara. Bună seara. Mă lac instantele de cap, că ăsta știu că poate să dea adevărat unde doare. Frate, frate, dar rostui pe bani. Da. Hai, Petru! Nici o secund, nici în visele mele nu mă gândeam la Petru. Noi când eram mici ne mai rostuiam așa, fără să știm că asta înseamnă. Serios? Da, la noi în familie gluma trebuie să fie la ordinea zilei, că altfel n-avem cum să trăim fără glume. Noi avem o relație foarte, foarte mișto. Și în copilărie cum era? Știți, tipul ăla de copil care se ridică în clasă și răspunde la toate întrebările și cere și temă pentru acasă, este îngrozitor de perfecționistă, e, nu știu, e ceva... ceva groaznic, ceva ce nu vrei să ai pe lângă tine. El are experiență cu scenă? Nu, never. Nimic, niciodată. Este inginer de sunet, asta e o informație reală. Cât de înțepător e rostul pe care vei face Monica în seara asta? Când te trimitea să iei ceva din poșeta ei, băgai așa degetul în câte o șurubelniță mai ascuțită. Când s-a apucat să facă bijuterii, cam așa e. Este ca și cum ai băgat mâna în poșeta ei și dat peste șurubelnițe care toate stau așa. Foarte înțepător. Aș dori să încep acest roast prin a vă spune că aștept de mult timp chestia asta. De 11 sezoane. Da, de mult timp aștept asta. Bine ai venit! Bravo! Sunt în clădirea asta, de fapt, de 11 sezoane. E singura clădire cu apă caldă din București. Eu sunt inginerul de sunet angajat aici. Să pun bipuri. Am cea mai mult de lucru, cel mai mult de lucru la voi. E ceva groaznic. E Mihai, nu știu cum... Stai, asta e real ce spui acum? Frate, e inginer de sunet. Da, sunt inginer de sunet. Nu știu cum ați adus-o pe Monica de la ProTV. E, oricum, eu zic că merită. E, era și cazul să se întâmple ceva nasol în viața ei. ...10% din salariu. Eu sunt un foarte mare fan Paraziții. În sensul că am învățat de la voi să nu fac absolut nimic în viață. Și oricum ceilalți prieteni ai mei paraziți știu că eu sunt un mare fan de-al vostru. Și sunt absolut onorat, Chelu, să-ți adresez cuvintele astea direct. Nu te cred, da, continuă. Sunt absolut onorat, crede-mă. Și totodată aș dori să te anunț că în muzică mai există și alte ritmuri la același BPM. Alte... AC/DC e răspunsul. Exact. Bun. Ceva cu mama, n-ai și cu Chelu? Mama ta și Chelu? Ai deja Chelu când mama iubește. Da. Te rog, da. Frumos, confirmă. Confirm. Țară mesajele. Exact, ai văzut? Așa. True story. Vreau să menționez, Delia, că la Never See m-ai confundat cu Smiley doar pentru că aveam pălăria asta, nu știu dacă ți-aduce aminte. Și sincer m-am simțit prost atunci că m-ai confundat cu Smiley, dar mai prost m-am simțit pentru Smiley, pentru că ți-am și zis, hai mă că nu arăt atât de rău. We love Smiley. Yeah. Să nu uităm pentru ce am venit aici. În anul 1978 a venit pe pământ o făptură minunată care a uimit medicii din spital până la amuțire. Ce se întâmplase? Copilul nu plângea. Așa a luat Monica prima palmă la fund, prima și singura care nu i-a făcut plăcere. Wow, aleu, ești frate meu! Uite tu acolo! O să încerc să uit imaginea asta. Bun. Atunci a fost prima dată când a luat oricum nota 10 și a plâns. Probabil că vroia o notă și mai mare, că ea la școală a fost extrem de silitoare, genul ăla de enervantă care e astăzi. Au trecut 7 ani și nu s-a mai întâmplat nimic. Așa cum numește mama nașterea mea. Am niște amintiri extraordinare cu Monica. Aveam 13 ani și m-ai dus la concert la 3 Sud-Est.
În Max Space la Iași. Te-am servit. M-ai servit. Din cauza ta am ajuns ce am ajuns. Mai ții minte când am fost la Neptun în 99 la eclipsă și am încercat să te ucid urcându-mă pe umerii tăi la 30 de metri de mal? Bineînțeles, să mă înnegi, nebunul. Da, eram pe banană și n-ai zis nimic. Că se răstoarnă, că o să cădem în apă, că eu nu știu să not. Din astea obișnuite. Nu m-a crezut. M-a crezut doar când îi spuneam că fotbaliștii o au cea mai mare. Nu cred că... La fiecare victorie luau prima cea mai mare. Oricum, ea nu este superficială și n-a interesat-o niciodată chestia asta. Ea voia altceva, voia ceva simplu. Vrea un băiat simplu. Un băiat simplu și bine educat. Un băiat simplu, bine educat și din părinți milionari. Da, da, domnilor și domnilor. E momentul adevărului. I-au fost milionari, fotbaliști, actori, ocazional cântăreți, depinde cine trecea prin bloc. Toți au trecut. Cred așa ceva. La 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 la. Auci, ce v-a dat? V-a dat ceva? Da. S-a luat, s-a dat, se încasează. Toți au trecut pe la ea și au gustat din minunatul șnițel pe care a învățat să-l facă de la mama. Deci sunt ceva de nedescris. Cu ocazia asta, vreau să vă spun că nu e doar frumoasă și talentată, ci mai și gătește. Poate găsim totuși pe cineva să-i schimbe numele de familie, că... Aici... E târziu. Aici m-ai servit, m-ai recomandat la șef la cuțite. E mai probabil să merg la șef la cuțite decât să mă mărit, adică îți dai seama. Ok. Așa. Keep going. Oricum, probabil oamenii își doresc să afle și ce operații are Monica. Yeah. Da, sister, oamenii vor să afle. Fanii tăi sunt entuziasmați de orice faci. Vor să știe ce e real la tine. Vă spun eu, doar nasul. Ia. În rest, nimic nu-i al ei. Stai. Ce ai făcut, mă, nene? Până și ochii are de la mama. Are un corpul transplantat de la Brigitte Bardot și creierul de la Albert Einstein, cu scuzele de rigoare că s-au mai atrofiat între timp și... Hai, mă! Asta e bine! Am primit multe sfaturi de la Monica în viață. Niciunul important. Dar nu voi uita niciodată când mi-ai zis la TIFF, când am fost la Cluj, la lansarea cea mare a filmului despre oameni și melci. Așa. Pentru cine nu știe, filmul începe cu aproximativ un minut jumătate de sex. Oh, da. Mă omoară mama pentru toate astea. Mă dezmoștenește. Jesus. Deși oricum eu nu vreau să o moștenesc pe mama, aș vrea să o moștenesc pe Monica. Dar mă rog. Oh my God. Bun. Să revenim. Mama, te iubim. Eram la TIFF, în momentul începerii filmului, Monica vine la mine cu o cameră foto și îmi spune: filmează și tu primele 5 minute din film. Nu cred că am zis asta, am zis asta? Okay, eu, ca un băiat silitor ce sunt, iau aparatul foto, îl setez și începe filmul. Primul rând, la începerea primei scene, se îndreaptă direct către stânga, unde stăteam eu, pentru că... La primele acorduri duioase de orgasm din film, toată lumea s-a blocat pentru că fratele lui Bârlădeanca filma când ea făcea sex. Era... M-am simțit eu prost pentru că pe unii cunoșteam, din primul rând, pe alții, cu alții făcusem cunoștință în seara respectivă, iar eu filmam cum și-o trage sormea cu un om film. Bun. Fix ca în adolescență. Oh! Hey. Da. Ca în adolescență, când mă puneam să fac lucrurile astea, eram acolo. Dacă mai vrea cineva copii, ești să mă anunță. Aici sunt. Bun. Lăsând Caterinca și gluma la o parte, aș vrea să recunosc în momentul ăsta că ai cel mai special loc în inima mea. Și cu toate cele grele prin care am trecut împreună și toate cele ușoare prin care am trecut eu, pentru că ne cheamă la fel. S-a emoționat. Da. Aș dori să-mi exprim recunoștința, dragostea și toată viața cât o să trăim noi, vei avea suportul meu și dragostea mea. Să nu plângi, dar... Și pentru bucuriile pe care le vom avea în viitor, aș dori să-ți mulțumesc. Mă, tu plâng. E un moment frumos. Da. Și sunt foarte mândru de tine. Foarte, foarte mândru de tine. Te iubesc. I love you.
Vă mulțumesc frumos! Credeam că e o altă glumă, dar vorbeai serios. Ai toată aprecierea mea. E cel mai bun atac la familie pe care l-am văzut până acum. I love you too! Frumos! Băi, ce bun ai fost! O să rog aplauze pentru fratele Vitre. Multe desmințiri. Da. Băi, nu-mi vine să cred. Deci eu m-am făcut de râs practic astăzi pe grupul de WhatsApp de familie. Eu i-am anunțat astăzi. Iar mama a fost foarte solemn. Ăsta a mimat surpriza. Wow, mama, yes. Era... Respect! Yes! Doamnă! Exact! Să-i spui lui Chialu că... Da. Deci toată lumea... Iar ăsta a fost un fel de master of ceremony acolo pe grup. Îți dai seama, deci... Ți-ai bășut un joc de mine, practic. Ce? Nu încerca nouă, că nu sunt. Ba nu, că știu ce vrei să faci. Știu ce vrei să faci. Îți mulțumesc, bro. Mulțumesc mult. Ești mare. I love you. I love you. De frumos știe să primească lucrurile astea. De frumos știe să-i primească, ca să-i privească pe oameni. Cât de tare, bă, o eleganță și o... Mersi frumos. Vizită la lucru, la muncă. Am avut niște glume, deci am avut. Adică cum să spui așa ceva? Sunt lucruri care nu s-au întâmplat, evident. Am dat seama, ok, hai să o jucăm. E foarte bun, frate, e foarte bun. Umorul nu trebuie să fie despre chestii reale. Iei o mică parte de adevăr și o prodezi și o faci. Deci nu cred că m-a rostit, frate. Deci încă nu-mi revin. Considerați sosirea în această emisiune deficit de imagine? Nu. Tu ai senzația că munca mea din 20 de ani se ciobește la niște glumițe? Sunt niște glumițe, na, ce să